Bun venit pe canalul meu de YouTube, sunt extrem de încântată să împărtășesc cu tine o teorie fascinantă despre iubire, inspirată din cartea clasică Arta de a iubi. Pe acest canal voi dezvolta și explora teoria iubirii și voi aduce în discuție aspecte precum iubirea de sine, iubirea față de ceilalți, iubirea în relații romantice, iubirea față de comunitate și multe altele. Așadar, dacă ești pasionat de subiectul iubirii și ești curios să descoperi noi perspective și abordări, te invit să te alături comunității noastre, abonează-te și fii la curent cu conținutul nou și provocările pe care le vom explora împreună. Mulțumesc că ai ales să faci parte din această călătorie a iubirii și să descoperi împreună cum putem aduce mai multă iubire și înțelegere în lumea noastră. Hai să începem această minunată aventură cunoașterii și transformării prin iubire. Iubirea, văzută ca răspuns la problema existenței umane. Orice teorie a iubirii trebuie să înceapă cu teorie a omului, a existenței umane. Deși găsim iubire, sau mai bine zis un echivalent al iubirii, și la animale, atașamentele lor sunt în principal o parte a înzestrării instinctuale. Doar rămășițe ale acestei înzestrări instinctuale pot fi văzute funcționând în cazul omului. Esențial în existența omului este faptul că el a ieșit din regnul animal, din adaptarea instinctuală, că el a depășit natura, deși nu o pășește niciodată, făcând parte din ea și totuși, odată îndepărtat de natură, nu se poate întoarce la ea. Odată alungat din paradis, o stare de uniune originală cu natura, heruvimii, cu săbii arzânde, i-ar tăia calea dacă ar încerca să se întoarcă. Omul poate progresa doar dezvoltându-și rațiunea, găsind o nouă armonie, o armonie umană, zicem noi, în locul armoniei preumane, irevocabil pierdute. Când omul se naște, atât ca rasă umană cât și ca individ, el este alungat dintr-o stare bine definită, bine definită precum instinctele, într-o stare nedefinită, nesigură și deschisă. Nu mai există certitudine decât în ceea ce privește trecutul, singura certitudine a viitorului fiind moartea. Omul este dotat cu rațiune. El este viață conștientă de sine, de sine însăși, de semenul său, de trecutul său și de posibilitățile viitorului său. Această conștiență de sine însuși, ca entitate separată, conștiența duratei scurte a propriei vieți, a faptului că s-a născut fără voia sa și va muri împotriva voinței sale, că va muri înaintea celor dragi sau aceștia vor muri înaintea sa, conștiența singurătății și izolării sale, a neputinței în fața forțelor naturii și societății, toate acestea transformă existența izolată, ruptă de rest a omului, într-o insuportabilă captivitate. El nu și-ar pierde mințile dacă nu s-ar putea elibera din această captivitate, dacă nu ar putea ieși din această stare spre a se uni într-o formă sau alta cu alți oameni, cu lumea de afară. Sentimentul izolării duce la anxietate. Sentimentul acesta este, de fapt, o bârșie a oricărei anxietăți. Să fiu izolat înseamnă să fiu dat la o parte, scos din funcțiune, lipsit de posibilitatea de a-mi folosi puterile umane. Deci, să fiu izolat înseamnă să fiu neajutorat, incapabil să înfrunt lumea, lucrurile și oamenii, în mod activ. Înseamnă că lumea mă poate invada fără ca eu să pot riposta. Astfel, izolarea duce la o intensă anxietate. În plus, ea produce rușine și sentiment de vinovăție. Acest sentiment de vinovăție și de rușine pe care îl capeți în izolare este exprimat de povestea biblică a lui Adam și a Evei. După ce Adam și Eva au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului, după ce s-au dovedit a fi nesupuși, nu există bine și rău până când nu apare libertatea de a nu te supune, să nu uităm lucrul ăsta, după ce au devenit oameni, emancipându-se din armonia animalică originară cu natura, adică după nașterea lor ca ființe umane, ei au văzut că sunt goi și s-au rușinat. Putem oare presupune că un mit atât de vechi și de elementar ca acesta are o morală legată de pudoarea vestimentare a secolului al XIX-lea și că ideea centrală pe care mitul vrea să ne transmită este stânjeneala pe care au resimțit-o protagoniștii din cauză că organele lor genitale nu erau acoperite? Nu prea poate fi așa.
Înțelegând povestea în spirit victorian, pierdem esențialul, care pare să fie următorul. După ce bărbatul și femeia au devenit conștienți de ei înșiși și unul de celălalt, ei au conștientizat și faptul că sunt izolați și că sunt deosebiți ca ființe aparținând unor sexe diferite. Dar, recunoscându-și izolarea, ei își rămâneau străini pentru că nu învățaseră încă să se iubească, după cum rezultă foarte clar din faptul că Adam se apără punând vina pe Eva în loc să o apere și pe ea. Conștiința izolării omenești fără reunirea prin iubire este o bârșie rușinii și este totodată și o bârșie a vinovăției și anxietății. Cea mai profundă nevoie a omului este, deci, cea de a-și depăși izolarea, de a părăsi captivitatea singurătății. Nereușita totală în atingerea acestui țel înseamnă alienare mentală, deoarece panica izolării complete poate fi depășită numai printr-o atât de radicală retragere din lumea exterioară, încât sentimentul izolării să dispară prin însăși dispariția lumii exterioare de care este izolat. Omul, din toate epocile și din toate culturile, este mereu confruntat cu una și aceeași problemă. Cum să-și depășească izolarea, cum să obțină uniunea, cum să ajungă la o transcedere a vieții sale individuale spre a obține dezizolarea. Problema este aceeași. Pentru omul primitiv care trăiește în peșteri, pentru nomadul care își îngrijește turmele, pentru țăranul din Egipt, pentru negustorul fenician, pentru soldatul roman, călugărul medieval, samuraiul japonez, pentru funcționarul sau muncitorul modern, problema este aceeași, pentru că are aceleași temei, condiția umană, datele fundamentale ale existenței umane. Soluțiile însă diferă. Problema poate fi rezolvată printr-un cult al animalelor, prin sacrificii umane sau cuceriri militare, prin desfătări luxoase, prin renunțări ascetice, prin muncă obsesivă, prin creație artistică, prin iubirea de Dumnezeu și prin iubirea de oameni. Deși soluțiile sunt multe, înșirarea lor ar coincide cu însăși istoria omenirii. Ele nu sunt totuși nenumărate, dimpotrivă. De îndată ce ignorăm diferitele sau diferențele mărunte ce aparțin mai mult suprafeței decât miezului, descoperim că există doar un număr limitat de rezolvări care au fost date și care pot fi date de om acestei probleme în diferitele culturi în care a trăit. Istoria religiei și a filozofiei sunt istorii ale acestor rezolvări. Ele constituie istoria diversității lor, precum și a limitărilor ca număr. Rezolvările depind, într-o anumită măsură, de gradul de individualizare la care a ajuns omul. La copilul mic, eu-ul s-a dezvoltat deja, dar nu foarte mult. Copilul se simte încă una cu mama sa și nu are sentimentul izolării atât timp cât mama este prezentă. Sentimentul izolării dispare prin simpla prezență fizică a mamei, a sânului, a pielii ei. Doar în măsura în care simțământul izolării și individualității se dezvoltă la copil, prezența fizică a mamei devine insuficientă și se face simțită nevoia depășirii izolării pe alte căi. Pământul, animalele, plantele țin încă de lumea omului. El se identifică pe sine cu animalele, lucru ce își găsește expresia în portul măștilor de animale, în cultul unui animal totemic sau al unor zei zoomorfi. Dar pe măsură ce rasa umană se emancipează din aceste legături primare cu natura, pe măsură ce izolarea sa de lumea naturală crește, se intensifică și nevoia de a găsi noi căi de a scăpa de izolare. O cale către atingerea acestui scop constă în provocarea unor stări orgiastice. Stările acestea pot avea forma unor transe autoinduse, uneori cu ajutorul drogurilor. Multe ritualuri ale triburilor primitive oferă o imagine vie a acestui tip de soluție, într-o stare trecătoare de exaltare. Lumea exterioară dispare și totodată dispare și sentimentul izolării de ea. În măsura în care aceste ritualuri sunt practicate în comun, ele sunt însoțite și de o trăire a fuziunii cu grupul, ceea ce face soluția și mai eficientă. Foarte apropiată de această soluție orgiastică,
și adesea făcăm parte din ea, este și trăirea sexuală. Orgasmul sexual poate produce o stare similară cu cea produsă de transă sau cu cea provocată de anumite droguri. Orgiile sexuale practicate în grup făceau parte din multe ritualuri primitive. Se pare că după experiența orgiastică, omul poate trăi o vreme fără să sufere prea mult de pe urma izolării sale. Tensiunea anxietății crește încet și este redusă, iarăși, prin repetarea ritualului. Atâta timp cât aceste stări orgiastice sunt practici obișnuite în cadrul tribului, ele nu produc nici anxietate, nici un sentiment de vinovăție. Să procedeze astfel este corect, ba este chiar o virtute, dat fiind că acesta este obiceiul tuturor, aprobat și prescris, chiar de către șamani și preoți. Deși nu ai de ce să te simți vinovat sau rușinat. Dar situația este cu totul alta atunci când soluția aceasta este aleasă de un individ dintr-o cultură care a renunțat deja la astfel de practici. Alcoolismul și folosirea drogurilor sunt formele pe care le alege individul într-o cultură neorgiastică, să-i spunem. Spre deosebire de cei care participă la practicile orgiastice, sociale instituționalizate, astfel de indivizi suferă de sentimente de vinovăție și remușcări. Deși încearcă să scape de izolare, căutându-și refugiul în alcool sau droguri, ei se simt și mai însingurați după trăirea orgiastică și sunt obligați astfel să recurgă la această soluție tot mai frecvent și tot mai intens. Recurgerea la soluția orgiastică sexuală este puțin diferită într-o anumită măsură. Este vorba de o formă naturală și normală de depășire a izolării și de o soluție parțială a problemei izolării. Dar la mulți indivizi la care izolarea nu este tratată și în alte moduri, căutarea orgasmului sexual capătă un rol care o face nu prea diferită de alcoolism sau folosirea drogurilor, devine o încercare disperată de a scăpa de anxietatea produsă de izolare și duce la un tot mai intens simțământ al izolării, deoarece actul sexual lipsit de iubire nu umple niciodată golul dintre doi oameni decât pentru moment. Toate formele de uniune orgiastică au trei caracteristici. Sunt intense, violente chiar, au loc în toată personalitatea, atât în spirit cât și în trup, sunt trecătoare și periodice. Exact contrariul se întâmplă în cazul acestei forme de uniune, care este departe cea mai frecventă soluție aleasă de om în trecut și în prezent. Uniunea bazată pe conformitatea cu grupul, cu obiceiurile sale, cu practicile și credințele sale. Dar și aici găsim o considerabilă evoluție. Într-o societate primitivă, grupul este mic. El constă din cei care sunt de același sânge și se trag de pe aceleași meleaguri. Odată cu dezvoltarea culturii, grupul crește, devine comunitatea cetățenilor unui polis, a tuturor cetățenilor unui stat, a membrilor unei biserici. Dar și ultimul roman se simțea mândru că putea spune Civis Romanus Sum. Roma și Imperiul erau familia sa, căminul său, lumea sa. În societatea occidentală, contemporană, uniunea cu grupul este de asemenea calea predominantă de depășire a izolării. Este o uniune în care individul însuși dispare în mare măsură și în care scopul este să aparții gloatei. Dacă sunt ca toți ceilalți, dacă nu am sentimente sau gânduri care să mă deosebească de ei, dacă mă conformez ca obiceiuri, îmbrăcăminte și idei, tiparele grupului, sunt salvat de trăirea înfricoșătoare a însingurării. Sistemele dictatoriale folosesc amenințările și teroarea pentru a impune acest conformism. Țările democrate folosesc sugestia și propaganda pentru a-l menține. Există cei drept, o mare diferență între cele două sisteme. În democrații, nonconformismul este posibil și, de fapt, nu este întru totul absent. În sistemele totalitare, doar de la câțiva rari eroi și martiri ne putem aștepta să refuze supunerea. Dar, în ciuda acestei diferențe, societățile democratice prezintă un grad foarte mare de conformism. Motivul constă în faptul că trebuie să se găsească o soluție pentru nevoia de uniune. Iar dacă o cale mai bună nu există, atunci uniunea prin conformism cu turma devine calea predominantă. Putem înțelege forța cu care acționează frica de a fi diferit, frica de a fi la câțiva pași de depărtare de gloată, numai dacă înțelegem profunzimea nevoii de a nu fi izolat. Uneori,
Această frică de nonconformist este explicată rațional ca o frică de pericole afective care ar putea amenința nonconformismul. Dar, de fapt, oamenii doresc să se conformeze în mult mai multe sau în mult mai mare măsură decât sunt obligați să o facă, cel puțin în democrațiile occidentale. Majoritatea oamenilor nici nu sunt conștienți măcar de nevoia lor de a se conforma. Ei trăiesc cu iluzia că își urmează propriile idei și inclinații, că sunt individualiști, că au ajuns la opiniile lor prin propria lor gândire și că doar dintr-o pură întâmplare ideile lor coincid cu cele ale majorității. Și mai mult, consensul tuturor servește drept o dovadă a corectitudinii propriilor lor idei, deoarece există totuși o nevoie de a te simți întrucâtva individual. Nevoia aceasta este satisfăcută prin preocuparea pentru diferențieri minore, inițialele de pe servietă, de pe cămașă, de pe cusonul funcționarului de la bancă, apartenența la Partidul Democrat sau Republican, devine expresia ale diferențierii individuale. Propoziția atât de frecvent folosită în reclame, iată ceva deosebit, relevă această nevoie patetică de diferențiere, când diferențierea abia dacă mai există. Această tendință crescândă de eliminare a diferențelor este strâns legată de conceptul și de sentimentul egalității, sub forma la care au ajuns în cele mai avansate societăți industriale. În context religios, egalitatea înseamnă că suntem toți copii al lui Dumnezeu, că tuturor ne este comună aceeași substanță uman divină, că suntem toți una. Înseamnă de asemenea că adevăratele descoperiri ale dintre indivizi trebuie respectate, că dacă este adevărat că suntem toți una, este adevărat că fiecare dintre noi este o entitate unică, un cosmos în sine. Această convingere că fiecare individ este unic în felul său este exprimată de pildă în afirmația talmudică: oricine salvează o singură viață e ca și cum ar fi salvat întreaga lume. Oricine distruge o singură viață e ca și cum ar fi distrus întreaga lume. În filozofia iluminismului occidental, egalitatea este înțeleasă de asemenea ca o condiție a dezvoltării individualismului. Asta înseamnă în formularea foarte clară a lui Kant că niciun om nu trebuie să fie un mijloc în atingerea țelurilor unui om, căci toți oamenii sunt egali doar atâta timp cât sunt scopuri și numai scopuri și niciodată mijloace unul pentru celălalt. Urmând ideile iluminismului, gânditorii socialiști și din alte diverse școli au definit egalitatea ca abolire a exploatării, a întrebuințării omului de către om, indiferent dacă această întrebuințare ar fi plină de curzime sau umană. În societatea capitalistă contemporană, semnificația egalității s-a schimbat. Prin egalitate ne referim la egalitatea unor roboți, a unor oameni ce și-au pierdut individualitatea. Egalitatea înseamnă astăzi mai degrabă uniformitate. În societatea capitalistă contemporană, semnificația egalității s-a schimbat. Prin egalitate ne referim la egalitatea unor roboți, ar unor oameni ce și-au pierdut individualitatea. Egalitatea înseamnă astăzi mai degrabă uniformitate decât unitate. Este uniformitatea unor abstracțiuni, a unor oameni ce au aceeași muncă, aceleași distracții, care citesc aceleași ziare, care au aceleași sentimente și aceleași idei. Având în vedere aceste lucruri, trebuie să privim cu oarecare scepticism anumite realizări considerate a fi semne ale progresului nostru, ca de pildă egalitatea femeilor. Cred că nu mai este nevoie să spun că nu pledez împotriva egalității femeilor în genere, dar nu trebuie să ne lăsăm înșelați de aspectele pozitive ale acestei tendințe către egalitate. Ea face parte din tendința generală de eliminare a deosebirilor. Egalitatea este plătită cu un preț foarte mare. Femeile sunt egale pentru că nu mai sunt deosebite. Propoziția filozofiei iluminisme "L'âme n'a pas la sex", sufletul nu are sex, a devenit parte din practica generală. Polaritatea sexelor este pe cale de dispariție și odată cu ea dispare și iubirea erotică ce se bazează pe această polaritate. Bărbații și femeile devin identici, nu egali, ca poli opuși. Societatea contemporană propovăduiește acest ideal al egalității dezindividualizate, căci are nevoie de atomi umani identici unii cu alții spre a-i face să funcționeze într-un mecanism de masă, să funcționeze bine, fără fricțiuni, să răspundă toți la aceleași comenzi, dar fiecare să fie convins că își urmează propriile dorințe.
Exact așa cum producția de masă modernă cere standardizarea bunurilor de consum, procesul social cere standardizarea omului, iar această standardizare este numită egalitate. Uniunea prin conformitate nu este intensă și violentă, ea este blândă, dictată de rutină și tocmai de aceea este adesea insuficientă pentru a liniști anxietatea izolării. Frecvența cazurilor de alcoolism, de drogare, de sexualitate compulsivă, de sinucidere este în societatea occidentală contemporană un simptom al relativului eșec al conformării la gloată. În plus, această soluție privește în principal mintea și nu trupul, ceea ce constituie însă un motiv pentru care nu suferă comparație cu soluțiile orgiastice. Conformitatea de gloată are un singur avantaj. Este permanentă și nu spasmodică. Individul este introdus în tipicul conformării deja de la 3 la 4 ani și apoi nu mai pierde niciodată contactul cu gloata. Chiar și mormântarea sa, pe care o privește ca pe ultima sa mare apariție socială, este în strictă conformitate cu tipicul. Alături de conformitate ca mod de înlăturare a anxietății provocate de zofare, mai trebuie luat în considerare și un alt factor al vieții contemporane. Rolul rutinei în muncă și al rutinei în plăcere. Devine unul de la 9 la 5. Este partea forței de muncă sau a mașinii birocratice de funcționari și administratori. Nu prea are inițiativă, sarcinile tale sunt prescrise de organizatorii muncii, nici nu prea există diferență între cei situați în vârful scării sociale și cei de jos. Ei îndeplinesc toți sarcini prescrise de întregul structurii organizatorice cu viteza prescrisă și în modul prescris. Chiar și starea afectivă este supusă unor prescripții. Trebuie să fii bine dispus, tolerant, ambițios, serios și capabil să te descurci cu oricine, fără fricțiuni. Distracția este în mod asemănător rutinizată, chiar dacă nu chiar atât de drastic. Cărțile sunt selectate de cluburi de carte, filmele de proprietarii de cinematografe și teatre, iar reclamele sunt plătite de ei. Toate celelalte sunt deopotrivă uniformizate. Plimbarea de duminică cu mașina, programele de televiziune, șocul de cărți, petrecerile, de la naștere și până la moarte, de luni până luni, de dimineață până seara, toate activitățile sunt rutinizate, prefabricate. Cum să poată avea grijă un om în această rețea de rutine să nu uite totuși că este un om, un individ unic, căruia este dată doar această unică șansă de a trăi, cu speranțe și dezamăgiri, cu tristeți și frici, cu năzuința spre iubire și cu groaza de neant și izolare. O a treia cale de a atinge uniunea este dată de activitatea creatoare, fie cea a artistului, fie cea a artizanului. În orice fel de activitate creatoare, persoana care creează se unește cu materialul său, material ce reprezintă pentru el întreaga lume exterioară. Fie că tâmplarul face o masă, că ceaurarul o bijuterie, fie că țăranul își cultivă griul sau pictorul face tabloul, în toate tipurile de activitate creatoare, cel ce muncește și obiectul muncii devine una, omul se unește cu lumea în procesul creației. Acest lucru este adevărat totuși numai în cazul muncii productive, în care eu planific, eu produc și eu judec rezultatul muncii mele. În procesul muncii moderne a unui funcționar sau unui lucrător la bandă rulantă, rămâne foarte puțin din această virtute unificatoare a muncii. Lucrătorul devine o anexă a mașinii sau a aparatului birocratic. Încetează să mai fie el însuși și deci nu are loc nicio uniune în afara acestei conformizări. Unitatea realizată în munca productivă nu este interpersonală, unitatea realizată în fuziunea orgiastică este trecătoare, unitatea realizată prin conformare este doar o pseudo-unitate. Așadar, ele sunt doar soluții parțiale ale problemei existenței. Soluția completă constă în realizarea uniunii interpersonale, a fuziunii cu o altă persoană în iubire. Această dorință de fuziune interpersonală este năzuința cea mai puternică a omului, este pasiunea fundamentală, este forța ce ține la oaltă rasa umană, clanul, familia, societatea. Eșecul în împlinirea acestei dorințe înseamnă alienare mentală sau distrugere, autodistrugere sau distrugerea altora. Fără iubire, omenirea nu ar putea să existe nici măcar o zi. Totuși, dacă numim realizarea uniunii interpersonale iubire,
Suntem puși într-o mare încurcătură. Fuziunea poate fi realizată pe diferite căi, iar deosebirile dintre acestea nu sunt mai puțin semnificative decât cea ce are în comun diferitele forme ale iubirii. Trebuie oare să le numim pe toate iubire? Sau trebuie să rezervăm cuvântul iubire numai pentru o anumită formă de uniune, pentru cea care a constituit virtutea ideală în toate sistemele religioase și filozofice ale ultimilor 4.000 de ani în cultura occidentală și orientală? Așa cum se întâmplă în cazul tuturor dificultăților semantice, răspunsul nu poate fi decât arbitrar. Important este însă să știm la ce fel de uniune ne referim când vorbim despre iubire? Ne referim oare la iubire ca soluție matură a problemei existenței sau vorbim de acele forme imature de iubire ce pot fi numite uniune simbiotică? În paginile următoare voi numi... În următoarele episoade ale podcastului voi numi iubire numai prima formă de iubire. Voi începe însă discuția despre iubire cu celelalte forme. Uniunea simbiotică își are modelul biologic în relația dintre mama, însărcinată și făt. Sunt aici două ființe și este totuși doar una. Trăiesc la oaltă, în simbioză, simbiosis, au nevoie una de cealaltă. Fătul este parte din mamă, de la ea primește tot ceea ce îi este necesar, mama este pentru el lumea întreagă. Ea îl hrănește, ea îl protejează, dar în același timp viața ei este amplificată prin existența fătului. În uniunea simbiotică, psihică, cele două trupuri sunt independente, dar există un atașament de felul acesta pe plan psihologic. Forma pasivă a uniunii simbiotice este cea de subordonare, ori, dacă folosim termenul clinic de masochism, persoana masochistă se eliberează de sentimentul insuportabil al izolării și al separării, transformându-se în partea integrantă a unei alte persoane, care îi dirigează, îl ghidează, îl protejează, care pentru el este însăși viața și oxigenul. Puterea celui căruia îi se subordonează este mult amplificată, fie că este o persoană, fie că este un zeu. Acela este totul. Eu sunt un nimic, decât că făcând parte din el. Ca parte a lui, am parte și eu de măreție, de putere, de certitudine. Persoana masochistă nu are de luat decizii, nu își asumă niciun risc, nu este niciodată singură, dar nu este nici independentă, nu are integritate, nu este încă pe deplin născută. În context religios, obiectul adulației se numește idol, iar în contextul laic al unei relații de iubire masochistă, principalul mecanism, cel al idolatrizării, este același. Relația masochistă poate fi îmbinată cu dorința fizică, sexuală și în acest caz nu mai este vorba de subordonare la care participă doar mintea, ci totodată întregul trup. Există supunere masochistă la destin, la boală, la muzică rituală, la starea orgiastică produsă de droguri sau de transa hipnotică. În toate cazurile acestea, persoana renunță la integritatea sa, se transformă pe sine în instrumentul unei ființe sau al unui lucru exterior sieși și nu mai are nevoie să-și rezolve problema vieții prin propria sa activitate productivă. Forma activă a fuziunii simbiotice este dominația sau, folosind termenul psihologic corespunzător masochismului, sadismul. Persoana sadică dorește să scape de insigurarea sa și de simțământul încarcerării, transformând o altă persoană în parte integrantă a sa. Se amplifică și se intensifică pe sine, încorporând o altă persoană care îl idolatrizează. Persoana sadică este la fel de dependentă de persoana subordonată ca aceasta din urmă, de primă. Niciuna nu poate trăi fără cealaltă. Diferența este doar că persoana sadică e cea care comandă, exploatează, rănește, umilește, pe când cea masochistă este comandată, exploatată, rănită, umilită. Aceasta este o deosebire considerabilă în planul realității, dar pe un plan emoțional mai profund, diferența dintre ei este mai puțin importantă decât trăsătura ce o au în comun, fuziunea prin renunțare la integritate. Dacă înțelegem acest lucru, nu ne va mai surprinde să constatăm că, de obicei, o persoană reacționează simultan, atât sadic, cât și masochist, de regulă față de obiecte diferite.
Hitler reacționa în mod sadic față de oameni, dar masochist față de destin, față de istorie, față de forța superioară a naturii. Sfârșitul pe care l-a avut, sinuciderea în mijlocul distrugerii generale, îl caracterizează la fel de mult ca visul lui de succes, de dominație totală. Contrar uniunii simbiotice, iubirea matură înseamnă uniune cu condiția păstrării propriei integrități, a propriei individualități. Iubirea este o putere activă în om, o putere care sparge zidul ce separă omul de semenul său, care îl unește cu alții. Iubirea îl ajută pe om să depășească sentimentul izolării și separării, permițându-i totuși să rămână el însuși, să-și păstreze integritatea. În iubire apare paradoxul că două ființe devin una și rămân totuși două. Dacă spunem că iubirea este o activitate, întâmpinăm o dificultate ce provine din semnificația ambiguă a cuvântului activitate. Prin activitate, în sensul modern al cuvântului, se înțelege de regulă o acțiune care produce o schimbare într-o situație dată prin mijlocirea unei cheltuieli de energie. Astfel, un om este considerat activ dacă face afaceri, studiază medicina, lucrează la o bandă rulantă, construiește o masă sau face sport. Ceea ce au în comun toate activitățile acestea este că ele sunt îndreptate către un țel exterior, ce trebuie atins. Ceea ce nu se ia de obicei în considerare este motivația activității. Să luăm ca exemplu un om mânat să muncească fără încetare pe un profund simțământ de insecuritate și însingurare sau un altul îmboldit de ambiție sau de lăcomia câștigului. În toate cazurile acestea, persoana este un sclav al pasiunii sale, iar activitatea sa este în realitate o pasivitate. Pentru că o face mânat, el este pătimitorul, nu actorul. Pe de altă parte, un om stând liniștit și contemplând fără vreun alt rost sau țel în afară de cel de a se simți pe sine și de a-și simți uniunea cu lumea, este considerat pasiv deoarece nu face nimic. În realitate, atitudinea sa de meditație concentrată este cea mai înaltă formă de activitate care există, o activitate a sufletului, posibilă numai cu condiția libertății și independenței interioare. Primul înțeles al activității cel modern se referă la folosirea energiei pentru atingerea unor țeluri exterioare. Celălalt înțeles al activității se referă la folosirea puterilor inerente omului, indiferent dacă se produce vreo schimbare exterioară sau nu. Cel de-al doilea înțeles al activității a fost foarte clar format de Spinoza. El deosebește două feluri de afecte. Afecte active și afecte pasive. Acțiuni și pasiuni. În exercițiul unui afect activ, omul este liber, este stăpânul afectului său. În exercițiul unui afect pasiv, omul este mânat de ceva, el fiind obiectul unor motivații de care nu e conștient. Astfel, Spinoza spune să afirme că virtutea și puterea sunt unul și același lucru. Invidia, gelozia, ambiția, orice formă de locomie sunt pasiuni. Iubirea este o acțiune, este practicarea unei puteri umane care se poate face numai în libertate și nu ca rezultat a unei constrângeri. Iubirea este o activitate, nu un afect pasiv. A iubi este altceva decât a fi îndrăgostit. La modul cel mai general, caracterul activ al iubirii poate fi descris prin afirmația că a iubi înseamnă, în primul rând, a da și nu a primi. Ce înseamnă a da? Oricât de simplu ar părea răspunsul la această întrebare, el este de fapt plin de ambiguități și complicații. Cea mai răspândită eroare este că a da ceva ar însemna a renunța la ceva pentru celălalt, ci că îi dăruiește ceea ce este viu în el, îi dăruiește bucuriile sale, ceea ce îi se pare interesant, ceea ce gândește, ceea ce știe, umorul său, tristețile sale, toate expresia a ceea ce este viu în el. Oferind astfel, din viața lui îl îmbogățește pe celălalt. Îi place, îi face să simtă mai intens că trăiește și totodată simte el însuși mai intens că trăiește. El nu dă ca să primească, a da este în sine o extraordinară bucurie. Dar, dăruind, nu poate să nu aducă la viață ceva în celălalt, iar acest ceva se reflectă asupra lui însuși. Dăruind cu adevărat, el nu poate să nu primească ceea ce este dăruit în schimb.
A dărui implică să faci pe celălalt să dăruiască de asemenea și cei doi împărtășesc astfel bucuria a ceea ce a dus la viața împreună. În actul dăruirii s-a născut ceva și amândouă persoanele implicate sunt recunoscătoare pentru viața care s-a născut pentru amândoi. În particular, în cazul iubirii, asta înseamnă că iubirea este o putere ce produce iubire, pe când impotența este incapacitatea de a produce iubire. Acest gând de a fi foarte frumos exprimat de Marx, să privim, spune el, pomul ca om, iar relația sa cu lumea ca o relație umană și atunci nu poți schimba iubirea decât prin iubire, încrederea pe încredere și așa mai departe. Dacă vrei să te bucuri de artă, trebuie să fii instruit în domeniul artei. Dacă vrei să ai influență asupra altora, trebuie să fii o persoană influentă, într-adevăr stimulatoare și promovatoare asupra altor oameni. Oricare din relațiile tale cu omul sau cu natura trebuie să fie o expresie definită a adevăratei tale individuale, corespunzătoare obiectului dorinței tale. Dacă iubești fără să generezi iubire, adică dacă iubirea ta ca atare nu produce iubire, dacă prin mijlocirea unei exprimări a vieții ca persoană ce iubește nu te transformi într-o persoană iubită, atunci iubirea ta este impotentă, este o nefericire. Dar nu numai în iubire a da înseamnă a primi. Profesorul învață de la elevi, actorul este stimulat de spectatori, psihanalistul este însănătoșit de pacient. Atâta vreme cât ei nu se tratează unii pe alții ca pe niște obiecte, ci sunt într-o relație adevărată și productivă. Cred că nu mai este necesar să subliniem faptul că facultatea de a iubi ca un act de dăruire depinde de gradul de dezvoltare a caracterului nostru.